Domnului Rector, mai ales Florin Dragano, întrebări, așa, sau să spune -și, și punctul dânsului de vedere, fiindcă... Da, voiam să completez ceva A, chiar la ce-a spus teror. Radu. Da, acum cred că principala problemă, din punctul meu de vedere, nu referitor la anumite, să zicem, timidități în, în cursuri în MOOC sau, mă rog, care sursă educațională undeva, care resursă publică, după mine, nu stă neapărat în anumite plane de copyright, că nu știu dacă sunt atât de mari, în plus știm foarte bine că suntem occidentali. E adevărat, noi în România nu prea înțelegem așa aceste lucruri. Predai foarte bine, mai ales pe un curs tradițional, materialele de referință, pe care sunt cursurile Bibliei, să zicem, în domeniul respectiv. Nu reinventăm sistemele de operare sau reinventăm. Noi în România avem tendința asta de a face cursulețul nostru mic, care de fapt se inspiră din alte surse. Dar nu cred că asta e principala Problemă. Pe mine am constatat în discuțiile cu colegii, sau mă rog, aș, aș îndrăzni să spun, că există anumite lipsuri într-o zonă de, să zicem, pedagogie digitală, sau mă rog, modul în care cadrele didactice nu au, fost form nu au fost formate anumite, să zicem, competențe pentru a preda în zona digitală. Este tendința aceea de a preda ca și la curs, în mod normal, ca și în sală nu e chiar același lucru uh, și atunci cred că de aici apar pentru început, pentru că suntem într-o fază totuși de început. Uh, nu am fost obișnuiți, acum știți foarte bine și l-am văzut mult la distanță. Uh, era un număr de studenți, avem în unele cazuri acum 180 de studenți. E puțin mai greu de manageria. Știți foarte bine că am avut problemă cu verificarea dacă studentul e prezent sau nu. Pentru că noi așa suntem obișnuiți, că avem o prezență în regulament pe care o făceam câteodată în, clasă, în sala de curs. Aici e un pic diferit și atunci cred că toate astfel, aceste lucruri pot fi completate pe o zonă intervenind și cu anumite cunoștințe și la care didactice, că, mă rog, e nevoie, cred eu, și cred că foarte mulți colegi ar, ar veni ar întâm, în întâmpinarea unor astfel de traininguri pe un mod de predare dedicat online cu care ei nu sunt obișnuiți. Deocamdată, voi cred că foarte mult ați venit și, cum era și normal, pe zona tehnică, adică oamenii au avut întrebări foarte exacte cum îmi țin, eu știu, cum public ceva undeva, o informație pe campusul virtual sau cum țin un examen. Au fost întrebări de bază, dar foarte multe pe zona tehnică. Cred că pasul următor va fi o obișnuință cu ceea ce există. Ea foarte rapid, știți foarte bine că în prima săptămână s-a spus că, domnule, nu o să putem da examene online. E, au tre A trecut o lună și tot mai puține persoane spun, da, mai sunt probleme la un număr mare de studenți, dar în general deja pe prezentarea a treia se dau examenul online sau găsim modalități. Adică noi ne mișcăm, cred că nu noi, mă refer acum nu numai la Politehnică, dar ne mișcăm destul de rapid a adoptând a, ceea ce, ce ne permite tehnologia. E adevărat, puțin forțați de situație, numai că după ce am a, preluat să zicem, acum mă refer general pentru, pentru toți colegii, ne va fi foarte greu să lăsăm anumite lucruri înapoi, ceva, să revenim la aceeași, la tip de învățământ, nu de genul fabrică, cu oamenii care stau în bănci, noi suntem în fața sălii, mă rog, poate se pun întrebări, poate nu, știți foarte bine că nu întotdeauna sistemul nostru de învățământ, și aici mă refer și la preuniversitar, încurajează acest dialog, e câteodată greu să se formeze la universitate, deci un complex mult mai mare de, lucruri, dar care cred că încet, încet se vor transmite în așa fel încât, așa cum a zis Radu, vom avea o formă mixtă sau total schimbată în, în viitor apropiat. Acum aș mai spune, pentru că Diana mi-a mi ridicat o, mă rog, sau, o întrebare, sau mă rog, mi-a mi ridicat o, o, problematică legată de întâlnirile cu colegii, care au fost săptămânale. Am avut, după cum știi, asta la inițiativa mea cu studenții, ceea ce a fost mai rar, pentru că studenții au o inițiativă să aibă întâlniri cu rectorul, nu rectorul să aibă întâlniri cu ei, dar a fost o problemă în campus să studențeze de acele cămine pe care le putem pune la dispoziție pentru, pentru situația de acum, dacă va fi cazul, și niște nemulțumiri, bineînțeles. Și atunci am zis, haide să avem pe modelul cu cadei didactice, acea întâlnire săptămâna. Am avut, am avut săptămâna trecută și zilnic întâlniri cu toți reprezentanții studenților. Nu puteam să am cu toți studenții, că e vorba de 13.000. Atunci am avut întâlniri cu reprezentanții studenților și au avut întrebări foarte interesante, au pus chiar probleme la care poate... Nu mă așteptam să, să le ridice, dincolo de problemele clasice legate de un volum mai mare de predare, că s-au plâns și de aceste situații și știm că în anumite cazuri sunt și le-am și transmis colegilor, dincolo de absența unor materiale, în unele cazuri că mai avem și cazuri de genul acesta, oamenii poate în unele facultăți, unele persoane n-au avut neapărat un material pregătit pentru online și atunci au avut puțin mai mult de lucru sau au mai mult de lucru în continuare. Deci au avut și probleme interesante din prisma lor, dincolo de cazări în cămine și alte lucruri. A fost foarte interesant și întâlnirea cu studenții, după cum știți, întâlnirile cu cadre didactice au fost, cred că, binevenite, adică eu am simțit o anumită, un anumit vibe, să zicem, și în partea, în partea colegilor. Pe mulți îi cunoșteam acum. Recent a fost, a fost campania, deci cumva ne-am întâlnit în, în facultăți și ne-am cunoscut mai bine, dacă a fost cazul, dar majoritatea ce am simțit eu, mai ales că acum am și Prima lună de mandat, așa cum am zis mâine, am simțit o energie extraordinară în corpul profesoral, care cred că ne ajută și pe voi și cred că și voi ați simțit asta, acolo la, la cel, și pe mine, ca, ca rector al instituției, și cred că, până la urmă, aceste întâlniri au avut un rol de, să zicem, energetic. <laughs> pentru mine, cel puțin, dar pentru, pentru colegiul de informare, sunt convins. Uh, mai era o întrebare dacă poate aici răspund împreună cu Radu referitor, adică noi am răspuns amândoi acolo, uh, referitor la colaborări pe campus virtual, dar nu numai. Uh, de la Iași a fost o întrebare, dar e vorba și, și legat de Cluj. Noi avem pe Arut legături foarte bune, uh, Politica Timișoara cu Universitatea Tehnică din Cluj, uh, Iași și, și, București, cele două universități, Politehnica și Universitatea Tehnică de Construcții. Uh, chiar avem un grup în care comunicăm foarte rapid, chiar n-a zice zilnic, de la două, trei zile pe probleme care ne leagă. Vorbim tot timpul uh, telefonic, sigur, vorbim săptămânal cu, cu ceilalți rectori pe probleme care apar, știți foarte bine, legate de, de învățământ, legate de un ordin de ministru sau de o tărâre care ne ridică anumite semne de întrebare. Deci, din punct de vedere al uh, uh, folosirii unor platforme comune, acest lucru cumva s-a început a se, să se ridice în, 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 în arut, în sensul că să vedem ce avem noi sau ce au ei, nu mă refer acum, noi avem campus virtual și mai avem alte aplicații software pe care le putem pune în anumite cazuri la dispoziție sau putem colabora în, cad, în cadrul acelor platforme sau, sau aplicații software, mă refer aici pentru, eu știu, să zicem financiar, să zicem gestiunea studenților sau gestiunea anumitor procese de universitate, în așa fel încât să folosim experiența Universității din Cluj pe domeniul unde ei sunt cel mai, cei mai tari și pot să vă spun că deja am avut o discuție cu domnul rector Țopa ca să folosim și noi tot ce au ei pe zona de digitalizare administrativă. Și am avut o discuție cu firma care a dezvoltat acea aplicație și pentru ei și care mi se pare foarte interesantă, cu cei de la ea și am discutat cu colegul Marcel Strate legat de anumite organizări ale lor. Noi punem la dispoziție cu Bucureștiul la fel, adică va fi foarte ușor pe zona de Arut să ne intersectăm pe colaborări legate, dar nu numai strict de campusul virtual sau strict de online, ci legate de mult mai multe aplicații software pe care le folosim. Legat de facultatea de medicină, că am fost și acolo o întrebare, chiar am avut, am avut niște datorii, numai acum, acolo amândoi și, și un, un rector Crețu este nou, n-am avut timp să ne întâlnim, efectiv, că începând în cam în aceeași perioadă deja erau suspendate orele dar eu intenționez, dacă sunt convins că și dânsul, să, să ne întâlnim, să stabilim conexiuni mai puternice și pe zona de cercetare, pentru că, așa cum am zis, medicul viitorului va, fi, va avea o bucățică de suflet de inginer.